Tudor Pendiuc va merge mâine la București pentru a participa la o întâlnire cu reprezentanții ai Comisiei Europene pentru a obține finanțarea unui proiect de introducere a rețelelor de alimentare cu apă și canalizare în mai multe localități din Argeș. Proiectul are o valoare totală de 140 de milioane de euro, din care 99,7 milioane sunt fonduri nerambursabile. Ca să nu existe interpretări, Tudor Pendiuc a explicat de ce tocmai el va reprezenta județul la această întâlnire. Am să nu credeți că dacă eu mă duc pentru întreg județul, domnule, știți, s-a întâmplat, nu știu ce s-a întâmplat pe la județ pe acolo și uite, acum primarul se duce că... Nu, domnule, nu mă duc că am eu vreun gând sau altul. Nu. Eu, după cum știți, sunt președintele Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Argeș, care înseamnă ADIA Argeș. E vorba de asociația care se ocupă de alimentarea cu apă și canalizare pe tot județul Argeș. Iar domnul Nicolescu, împreună cu domnul, cu primarul de la Mioveni, domnul Georgescu, sunt vicepreședinți. Și merg acolo în calitatea de primar al municipiului Pitești, de acționar principal al operatorului de apă, operatorul regional de apă, dar și de președinte la ADIA. De această finanțare ar putea beneficia zonele Pitești, Ștefănești, Bascov, Bradu, Albota, Moșoaia, Mărăcineni, Merișani, Costești, Buzoiești și Topoloveni. Deci mâine susținem în fața reprezentanților Comisiei Europene acest proiect, îl susținem cu consultantul nostru, cu BDO, așa, cu, deci eu ca autoritate, cu cei de la Apă Canal, el a fost transmis mai devreme. Eu sper, așa cum spunea domnul director Muja, eu sper ca mâine să avem succes. Zicea el, domnule, să trecem examenul. Mâine avem un mare examen.